găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Viața Gorjului. Sunt Aura Stoienescu, cred că mă recunoașteți, dar eu îmi fac datoria să vă spun, și invitatul meu din seara asta este domnul primar al comunei Bolboș, domnul Gheorghe Bilea. Bună seara, bine ați venit pe la noi! Bună seara, bine v-am găsit, fiind prima emisiune pe anul ăsta, să le zic locuitorilor comunei Bolboș un an bun, un an fericit tuturor, de asemenea tuturor gorjenilor și dumneavoastră fiind în nou sediu, nou studio, vă zic să aveți multe succese și multe emisiuni frumoase pentru locuitorii județului Gorj. Și pentru Mehedinți, că ne vedem și acolo. Mehedinți, da. Mulțumim tare mult pentru toate urările, domnule primar. Vă mulțumesc și în numele telespectatorilor care au posibilitatea să ne contacteze la SMS, deci prin mesaj, dragi telespectatori, 0766-314582 este numărul de SMS la care puteți trimite mesaje domnului primar sau nouă, despre televiziune, despre Comuna Bolboș, despre ce doriți dumneavoastră să vorbim în emisiune cu domnul primar. Mai mult despre Comuna Bolboș, că dânsul a venit de la 57 de kilometri ca să vorbim despre Comuna Bolboș. Deci așteptăm întrebările și sugestiile dumneavoastră pentru domnul primar, acum trecând la treburi serioase. L-am invitat pe domnul primar în fața dumneavoastră, așa cum voi încerca să fac cu toți primarii din Comuna Gorj și chiar și din Mehedinți, acolo unde în SATV se vede și este vorba de peste un sfert din suprafața județului Mehedinți, în afară de județul Gorj în care ne vedem. Pentru că sunt convinsă, și asta îi spuneam domnului primar înainte să înceapă emisiunea, că dumnealor, domnului primar și domnului viceprimar și ceilalți care au multă treabă pe acolo, dânsii sunt cu treaba înainte, dar oamenii nu știu întotdeauna ce planuri au, ce au de gând să facă, ce, sau poate că vor să le spună ei, cetățenii. Bă, uite, ar trebui și asta făcută. Și atunci, iată, televiziunea este un mod de comunicare în special dinspre autorități către oameni, dar și invers, pentru că aveți posibilitatea asta prin SMS. Domnul primar Gheorghe Bilea, să vă spun, pentru că este la primul mandat, poate puțini din afară îl cunosc, așa că vorbim pentru toți telespectatorii noștri, căutăm și exemple de bună practică în localități, sunt convinsă că și alți primari se uită și alți cetățeni să zică, uite bă ce a făcut ăla în cutare comună sau să ne facă și nouă primarul. Nu ne adresăm numai locuitorilor din Bolboș, pentru că în seara asta este domnul primar Bilea alături de noi. Deci, vreau să știți că domnul primar Bilea este inginer și a lucrat în carieră. Până acum, când ați devenit primar. Până în 2012. Câți ani de carieră aveți, domnule inginer? 30 de ani. Wow, n-au alții de viață cât aveți dumneavoastră de carieră. Și n-ați fost la birouri cu hârtii, cu alea. Ați lucrat, am verificat, deci chiar în echipa, adică împreună cu echipa în teren. Da, deci când am ieșit pe băncile facultății, primul loc de muncă a fost în bazinul Jilț, întreprinderea minieră Dragotești. Am lucrat foarte mulți ani ca șef de secție, până în 2009, când m-am transferat la secția de vulcanizări, la direcția minieră Jilț, tot ca șef de secție. Am lucrat cu oameni de la 760, aveam un subordine până la 100 și ultima dată 110-115. Foarte mulți. Nu e deloc ușor să coordonezi atâția oameni, mai ales în condiții grele de muncă. Da, și de coordonat, dar și de mai mult de realizarea salariilor. Deci noi, lucrând în producție, am fost nevoiți să ne scoatem singur salariile. Deci nu mergeam pe regie sau alte forme de salarizare. Deci dacă nu ieșea cota de cărbune, nu se lua salariul 100%, nu? Era în acord global, cum ar veni? Sau ce tip era? Era acord individual. Am lucrat o perioadă când se plătea după cât se realiza fiecare și după aceea acord global. Dar la acordul global tot la fel presupunea să scoți indicii de salarizare din manopera pe lucrările pe care le prestam la
în minerit. Nu e deloc ușor și ați venit la primărie cu o experiență puternică de viață și de conducere, pentru că să ai un buget mare și să reușești să-l cheltui nu e așa de greu. Greu e să faci banii ăia cu care să te autofinanțezi și ca salarii și ca tot ce aveți nevoie în carieră. Și acum să trecem la viața de la primărie, din administrația publică locală. Și vreau să vă întreb, cum ați găsit primăria Bolboș? Sunteți din Bolboș? Da. Locuiați acolo și v-ați gândit, mă duc la mine acasă să fiu primar. Cum v-ați hotărât să fiți primar? Comuna Bolboș, de fapt, m-a legat și din perioada studenției. Am ales să mă retrag în comuna mea natală, unde m-am născut, să trăiesc printre oamenii cu care am stat o viață. Și da, m-a atras și să vin înapoi în comună. Ca și dorința de a candida pentru postul de primar a fost aceea de a participa alături de cetățenii comunei noastre, Bolboș, în realizarea unor obiective strict necesare pentru comunitate. Și mă refer la infrastructură, la o alimentare cu apă, canalizare, la cultură, la sport și de ce nu să realizăm și o monografie a localității Bolboș. Da, e un lucru necesar, pentru că dacă nu ne respectăm trecutul, nu așa cum viitor. Spune, nu avem viitor. De altfel, noi acolo în promo, în Viața Gojului, dacă mai țin minte exact, spunem să ne respectăm trecutul, să trăim prezentul și să construim viitorul. Viitor. Să avem grijă cum respectăm trecutul, cum, cred că așa spunem. Așa că, într-adevăr, monografia e un lucru necesar pentru a nu uita trecutul și a păstra mărturii documentare și mărturii de toate felurile legate de trecut. Și acum revin la întrebarea, nu foarte comodă. Cum ați găsit primăria Bolboș când ați venit? Pentru că este o primărie care se vorbește, dragi telespectatori, că ar fi fost acum ceva, nu mult timp, aproape de faliment, ceea ce nu sună deloc bine. Dumneavoastră, ca inginer, care erați învățat să faceți banul cu fiecare leu, când ați venit și ați găsit așa, ce v-ați gândit? La noi, totuși, în producție a fost o disciplină mult mai de-aia zic. Severă și față de partea de bugetară. Acum, discutat, deci ne scoteam salariul din munca noastră, deci nu primeam un leu în plus de la cineva, fără să, dacă faci treabă sau dacă nu faci. Și mai și rămâneau bani ca să trăiască, vorba aia, și alții pe lângă dumneavoastră, adică nu scoteați numai salariul. Lucrând. Bineînțeles că pe lângă salariu aveai nevoie de investiții noi, de utilaje. De profit? Că altfel, la revedere pentru ce v-a apucat de treabă? Poți să te dezvolți și să reziști în piață. Pe și să dați sări cărbune, că ăsta era. Venind la primărie, fiind și consilier, de fapt, mandatele trecute. A, deci deja cunoșteați activitatea. Cunoșteam exteriorul, dar interiorul... Secretele nu le știați. Nu-l cunoșteam. Dar de ce? Pentru că, normal, într-o administrație publică locală, consilierii sunt cei care decid, care au în mână bugetul și stabilesc ce se întâmplă cu el și primarul este cel care execută. Așa ar trebui să fie. Era o secretomanie? Erați puși în fața faptului împlinit? Ce fel de consiliu local era pe vremea aia la Bolboș, dacă spuneți că nu cunoșteați ce se întâmpla acolo? Păi nu cunoșteam, că nu ni se prezenta. Deci aceste probleme care le-am găsit erau probleme ascunse, de care nu erau prezentate și de care... De fapt, nici prea mulți funcționari din primărie nu aveau cunoștință. Și nu avea cine să vă spună, iar cei care le făceau faptele nu aveau interes. Da, și încet, încet, prima dată am zis că e o glumă. Câteva miliarde, două, trei... Cât avem bugetul, ca să știm la ce ne raportăm? 5 miliarde, spuneți. Bugetul nostru, în general... Când eram consilier, era 27 de miliarde,
Dar cu salariile profesorilor? Cu tot. Deci bugetul general. Ăla mai puțin ne interesează. Mă interesează ce folosează dumneavoastră, ce ia profesorii. Din veniturile noastre și... Și echilibrările. Din cotele defalcate, strict pentru investiții și pentru... Funcționare se duce la 3 miliarde. Cu tot cu cotele defalcate, eu notasem 5 miliarde. Trei miliarde. Deci asta de aici cu tot cu ce vine de la Consiliul Județean, de la Minister. Dar pe parcurs, în timpul anului, în funcție de rectificările generale, am mai primit. Mai cresc sumele până spre 5, exact, de asta știam eu 5. Primărie mai nu rămân cele propuse la începutul anului. Alea sunt de minimă și cam garantată ca sumă, după care, dacă se fac mai mulți bani, se redistribuie. Da, se redistribuie și se mai acoperă niște cheltuieri neprevăzute care, corect, la momentul respectiv, nu sunt prevăzute în buget. Bun, și având un buget de 5 miliarde în medie realizat pe an, cam cât era frauda? Lipsa care ați constatat în realitate, dacă vă gândeați la 1-2 miliarde? V-am zis, am plecat de la 2 miliarde, am ajuns la 4, am ajuns la 8. Și nu se mai termina gaura. Nu mai dădeați de capul găurii. Da, conturile blocate, veneau mereu pe instanță tot felul de hotărâri. A, deja hotărâri? Hotărâri, executorii, și am ajuns la sfârșitul anului 2012 la 11 miliarde. Deja era o sumă care ne ducea spre faliment, adică spre insolvență, după legea insolvenței. Ne-a ajutat în 2013 guvernul cu arierate, am achitat o parte din sume. Procesele care au urmat cu primăria Bolboș, am început să mai câștigăm din ele. Cine se duce la procese? Aveți jurist? Păi nu, din nefericire n-am avut nici jurist și abia acum am reușit să, prin concurs, să angajăm un băiat. Uh-huh. Și ați început să vă duceați dumneavoastră? Da, vă duceați la procese dumneavoastră, inginer? Noaptea ce ați făcut? Ați învățat legile? Bineînțeles, pe asta e diferența între locul de muncă de unde am plecat și locul de muncă unde sunt. Am început să învăț legile aici. Pe când dincolo nu aveam tangență cu legea. Nu era treaba dumneavoastră, aveați compartiment juridic care dumneavoastră aveați producție. Noi și aveam numai partea de producție și realizări. Și v-ați făcut jurist peste noapte și v-ați dus și ați început să câștigați procesele care până aici se pierdeau. Ori nu se mergea, nu se... Dar visez eu sau înainte era jurist? Am avut și doi juriști. Înainte de dumneavoastră, zic. Da, am avut juriști. Erau juriști. Da. Dar au plecat. Dar ei le-au pierdut. Da. De ce le-au pierdut oare? Păi nu mergeau la procese. Ah, erau. Vă dați seama că din moment ce am făcut un contract, cum l-am făcut, nu l-am prevăzut, nu aveam cum să merg la proces. Adică să mă duelez cu cel care am contractat, era... Dacă am semnat, cum să mă mai judec, nu? Exact, da, da. Bun, și dumneavoastră v-ați dus și a spus stop, eu n-am semnat nimic, eu nu sunt de acord cu ce s-a semnat, hai să ne judecăm. Unde am găsit portița să ne judecăm, adică să câștigăm? Unde contractul era cât de cât rezonabil. Da, am găsit contracte care făcute și nerecepționate sau contracte depășind suma de 15.000 de euro. Și nu s-a făcut licitație sau ce? Făcând, da, licitație, făcând păi achiziție și directă. Păi și mai puteați să contestați după execuția lucrării, să vă judecați? Da. Nu era vina părții a agentului economic că nu s-a făcut licitație, era vina primăriei. Am găsit totuși înțelegere și am și câștigat din... Asta e bine. Sumele. Uite că uneori judecătorii mă judecă și în spiritul legii. Când... Bunii. Și ca și noutate, deci, adică nu ca și noutate, ca și
cum să vă zic, problemă. Eu încep anul 2015 cu încă 4 procese. Deci luna ianuarie 2015 am 4 procese pe rol și în sume de aproape 9 miliarde se ridică cele 4 procese comerciale. Și pentru ce vă judecați? Ce s-a întâmplat? Tot la fel ne judecăm. Astea ultimele, ca să nu mai discutăm de toate, că nu de asta ne-am adunat. Adică ne-am adunat să discutăm despre ce faceți anul ăsta. Da, ne judecăm pe contracte tot la fel, pe vechi, care au dinainte fost, să fiți dumneavoastră primar. Da, fost, ce lucrări? Pe achiziție piatră, făcute cu penalități extraordinar de mari, 1,5%. Pe zi, în caz că nu se achită contractul respectiv. Din partea agentului economic. Da, da. Și mai avem niște construcții de toalete și magazii care nu s-au finalizat în întregime. Și s-au plătit? Normal, nu s-au plătit. Deci nu că s-au plătit și nu trebuiau plătite, ci nu s-au plătit și vor banii. Ne-au acționat că vor banii. Da. Nu că... Dar dacă nu e gata lucrarea, de ce vor banii? Nu trebuie recepția făcută? Firma între timp a intrat în insolvență, e lichidatorul. Și vor banii măcar pe ce au lucrat, probabil, pe cheltuielile deja făcute. Nu, per total. Per total. Per total. Să-i câștiga și sau pe ăștia. Sau tăia facturi, sau produs efecte, da, fiscale. Da. Păi nu trebuiau acceptate la plată. Păi dacă nu au fost înregistrate, vă dați seama că nici nu au fost acceptate. N-au fost înregistrate în primărie și, păi și atunci cum au mers să se judece cu niște facturi care n-aveau dovada? În baza unor facturi semnate de fostul primar. Da. Contract, factură, sunt... Și nu le-a băgat în contabilitate fostul primar? Da, neregistrate în contabilitate. Bun, și primăria poate să vină să spună, frate, ne pare rău, nu recunoaștem aceste documente. Nu sunt înregistrate oficial la noi, nu sunt primite oficial. Poate aveți o semnătură, veniți cu... Nu se poate, angajamentul a fost făcut în numele primăriei, în numele OAT-ului și... Chiar dacă a fost făcut de angajamentul de o persoană și a fost făcut în numele primăriei și normal că... Dar dacă n-au terminat lucrarea? O să punem expertiză. Asta trebuie. Măcar să plătiți numai ce s-a lucrat, dacă s-a lucrat bine. Facem dovadă că nu sunt finalizate. Nu trebuie făcute și recepții întâi pentru a se plăti? Chiar dacă s-a tăiat factura. S-a semnat de către fostul primar... Fără să le bage în contabilitate, nu-mi vine să cred. Și totuși s-au făcut și recepții parțiale nefinalizate. Da. Lucrările. Și astea 4 procese care le aveți acum, sperați să le câștigați, nu? Acum aveți și jurist? Da, păi ca să fim optimiști, da. Trebuie să le câștigăm, că dacă nu le câștigăm, atunci nu... V-ați gândit să nu știu exact care este starea, mă rog, v-ați gândit să-l dați în judecată pe fostul primar pentru că a acceptat la plată facturi fără recepție și să plătească el? Pentru că nu ai voie să faci asta, să plătești o lucrare neexecutată. Dacă o plătea era bine, dar n-a plătit-o. N-a plătit-o, da, uitați-vă. N-a plătit-o, trebuie să o... Să o plătiți dumneavoastră neexecutată? Păi dacă o plătiți neexecutată, domnule primar? Neexecutată parțial sau nu în totalitate. Aici a apărut problema. Trebuie o recepție, chiar parțială. Că dacă erau finalizate, solicitam arierate, le înregistram și... Dar nu-și asumă nimeni răspunderea să le plătești fără Păi și e normal. Faceți o recepție parțială și plătiți măcar ce s-a lucrat, dacă s-a lucrat bine. Păi nu știu acum și cu restul cum rămâne. Că... Dar dirigentele de șantier au avut? Nu. Nu? Nu a fost cu dirigenție. Nu fost... trebuia? Ba da, trebuia să... Să răspundă domnul fost primar. Trebuia cu dirigenție, trebuia ca să-și asume răspunderea dirigentele de șantier. Corect, dar să știți că sunt primari care au intrat în pușcărie... cu diriginte de șantier care a semnat. Da, sunt. Vă dau exemplu, lasă cel. Cu toate că dirigintele de șantier a semnat că totul e în regulă. Și normal, dirigintele răspunde exact ce spuneați. Da, el e specialistul. El e specialistul, el e angajatul.
Pe lucrare, îi primește bani? Exact, primește angajat. Nu, că nu era angajat al primăriei, era angajat pe lucrare, ca are firmă. Are contract, da, devine da, ca și angajat. Da, aveți dreptate, da. Având contract da, cu... Corect, el e angajatul primăriei. El e reprezentantul, de fapt, al primăriei în execuția în bune condiții și conform pentru aia e plătit. Proiectului, exact. Să dea verde pentru plată. Pentru că el e specialistul. Bun. Dacă povestim tot, să termină emisiunea, așa că să trecem peste episodul ăsta, să sperăm că veți câștiga cele 4 procese sau măcar că veți face niște calcule și veți plăti numai ce s-a lucrat, pentru că altfel, Doamne ferește, intrați și dumneavoastră în vizorul, știu eu, a curții de conturi măcar, dacă veți plăti ce nu s-a lucrat. Și acum să trecem cu toate problemele care le-ați găsit la primărie, la momentul în care ați început mandatul și ce ați reușit să faceți în acești 2 ani și jumătate de când sunteți ca investiții, pentru că acele cheltuieli de funcționare, adică să-și angajați salariul, să plătiți curentul, să aveți iluminat public, să așa, alea trebuie făcute, dar oamenii nu pentru aia, ei cu toate că au nevoie de dumneavoastră acolo, banii ăștia se duc. Ce rămâne? Ce ați reușit să faceți ca lucrări? Cu puținii bani care sunt și cu datoriile pe care le-ați moștenit. Din primul moment am făcut o analiză și am redus cheltuielile. De exemplu, dați-ne și noi exemplu că mulți au nevoie. Da. Cum ați redus cheltuielile? De exemplu, aveam un angajament cu pe telefonie mobilă, unde am auzit, e istorică povestea. 30 și ceva de milioane pe lună abonament. La telefonie, câte telefoane erau? În jur de 60 de abonamente. Păi, aveau și consilierii, probabil? Nu cunosc. Dumneavoastră aveați telefon de la... Nu. Și erați consilier? Nu am acceptat că... nu ați acceptat, dar v-au pus, au vrut să vă dea. Abia suportam pe al meu toată ziua cum vorbi și... Nu, și probleme de servici, numai de cel de consilier. Dar totuși cam multe. Câți angajați are primăria? Primăria aveau 21 de angajați cu 21 de angajați? Păi și la școală le-a dat telefoane. Aveau și la școală abonamente. Se poate, că și acum mi se pare că sunt. Da. Da. Așa, și... Deci le-am redus în totalitate, cum? Pe zero. Cum? Le-am închis. Ați închis telefoanele? Am plătit cât trebuia din contract ca să le închidem. Când ne-a cerut o sumă, fiind contract făcut pe 2 ani la telefonie... Adică o taxă de reziliere. Taxa de reziliere, da. Am plătit-o și... Păi și acum stați fără telefoane, domnul primar? Telefoane personale. Deci tot lucrăm cu telefoane noastre. Asta e cam dur, ca măsură. Nu, este, vedeți, în ziua de azi cu oferte, cu tot felul de... Da. Și cine are nevoie, telefon fix. Și nici telefonul fix, să știți, că nu se folosește. Noi, la ora actuală, telefonul, internetul se duce sub 1000 de lei pe lună. Deci am redus costurile cu energia electrică. Cum? Deci în loc de becuri de 250 de W, am montat becuri economice de 40, de 30 de W. Uh-huh. Și am redus consumul la energie cu 200 de milioane. Aproape 200 de milioane bani vechi. Pe lună? Pe an. Pe an, da. Uh-huh. Și 30 de milioane este pe lună, era abonamentul. La telefonie mobilă, da. 30 de milioane pe lună. Am redus cheltuielile cu lemnele pentru iarnă. Păi și stați în frig? Nu stăm în frig, din contră, ne-am făcut calcule și... Păi de ce se cheltuiau atâția bani pe lemne dacă nu era nevoie? Nu am avut probleme nici în 2013, nu am avut probleme nici în 2012 și nici, cred că nici în iarna asta nu o să avem probleme. Avem un mesaj, domnul primar. Probabil cineva din opoziția partidului dumneavoastră care spune n-ai făcut nimic din ce ai promis în campanie. Ce ați promis în campanie, domnul primar, și n-ați făcut? În campanie am promis multe. Așa. Și... Vă așteptați să puteți? Nu multe.
am promis în primul rând o infrastructură care duce în lipsă. Am promis că o să facem un local de școală pentru generală 5-8. Am promis că o să finalizăm biserica de la Vale și o să o finalizăm. Alimentarea cu apă. Ce ați reușit să faceți? Din ce ați promis atunci? Din ce am promis, cel mai simplu lucru care l-am promis și l-am realizat a fost extinderea rețelei de iluminat public. Am extins care nu va costa foarte mult, dar care va a adus... mult, am făcut-o în regie proprie. Nu v-a costat mult și ați rezolvat problemele unor oameni sau e vorba de iluminatul public? Iluminatul public în comună. Nu aveați? Nu beneficia toate satele. Am înțeles. Nu toate satele, toate ulițele. Da, da, da. Dar, deci, ați găsit conturile blocate, datorii peste datorii, procese care erau executorii trebuia să plătiți și v-ați blocat la capitolul investiții, adică n-ați putut face nimic. Păi nici nu se pot face investiții din moment ce ai arierate, ce ai datorii, deci nu mai poți să mai... Începi lucrări noi, că așa exact, e legea. Legea te obligă de asta să... vă spuneam că e foarte bine să veniți la emisiune, pentru că, iată, oamenii constată, dar nu știu de ce se întâmplă asta. Deci legea te obligă să-ți achizi datoriile, să continui lucrările care le-ai începute și abia după ce ți-ai achitat datoriile să... Te apuci de lucrări noi. Da. Și până la urmă legea are dreptate, că așa dacă te apuci de 100 de lucruri și nu termini niciunul, se deteriorează și alea care le începi și nu ai nimic terminat. Nu numai, dar n-ai nici capacitate de plată. Deci având datorii, făcând alte angajamente, înseamnă că faci angajamente fără prevedere și intri în alte datorii. Și nici asta nu e legal. Nu. Fără deci... prevedere bugetară, adică fără să ai bani în cont, n-ai voie să te apuci. Nu. Deci, așa e legea. În moment ce n-ai prevedere bugetară, nu poți să faci angajamente. Au trecut 2 ani și jumătate. Sigur, oamenii așteaptă să se termine problemele și dumneavoastră, fiind un om gospodar, să începeți să mergeți înainte. Adică degeaba s-au făcut lucrări înainte dacă nu s-au achitat. Ceva de genul, hai să facem, veniți firmelor să facem, să vadă lumea că facem și după aia nu vă mai dăm banii, nu? Sunt firme care au intrat în faliment, parcă vorbeam, înainte da, să... Da, au intrat în insolvență. În lichidare. Intrăm în emisiune. Dacă nu mă înșel, a existat și un dosar penal legat de o lucrare la Bolboș, nu? Înainte să fiți dumneavoastră primar. Nu-l cunosc. N-ați auzit de... Nu? Poate confund eu, dar eu așa mi-amintesc. Mă rog. N-am avut probleme penale, nici înainte și nici... Nu dumneavoastră. N-au fost? Nu știu de... Am să verific și am să povestesc în emisiunea următoare. Așa. E greu, având în continuare procese și plăți pentru fostele lucrări care poate nu s-au terminat. Ce puteți face din puținii bani care îi aveți ca să începeți să, uite, să puteți să-i răspundeți telespectatorului care a trimis SMS-ul și să-i spuneți, uite frate, am început să fac, în afară de rețeaua de iluminat, cu puținii bani care îi aveți, de ce vă apucați de acum înainte? Păi în primul rând, 2015, să răspund telespectatorului, în momentul când am pășit în primăria Bolboș, nu știu dacă, dar clădirea arăta dezastroasă, deci nu arăta, nici acum nu arăta a clădirii de instituție. Nu e terminat. Dar totuși am investit puțin în ea și am schimbat aspectul. Începând de la... pardosea, de la ciment, de la podețe, de la parcare, am reușit să obțin finanțare pentru finalizarea alimentării cu apă, care a început în 2009, era termenul scurt de realizare și suntem în 2015. Da. Deci o perioadă destul de lungă. Nu e apă în Bolboș, la rețea? Nu... Avem probleme în satul Miclosu, Bolboasa, Bălăcești. Adică aveți rețea de apă, dar nu peste tot. Nu, n-am avut rețea. Avem probleme cu apa la cetățeni. Am înțeles. Deci nu aveți deloc apă la rețea. Nu.
Și dacă a început lucrarea în 2009, în ce stadiu e? Cam cât la sută s-a realizat? Ce s-a făcut din lucrarea aia? E aproape finalizată lucrarea. Da. S-a introdus o pompă în foraj, mâine se introduce cea de-a doua și o să începem să facem probe cu instalații. Dar asta e plătită? Lucrarea asta e plătită? Sau trebuie să o plătiți și pe asta? Nu e plătită. Deci tot noi o să o plătim, dar avem finanțare la ea, avem banii în buget, să o finalizăm. De unde? De unde? De la guvern. A fost un proiect guvernamental, da. Și, bineînțeles, contribuția și a noastră. Cât aveți cu finanțare? 10%. E ceva. Am avut și... Deci o să o ducem la capăt. Cât reprezintă? Cât reprezintă ăștia 10%? În bani, că când zici 10% nu ți se pare mult, dar dacă valoarea lucrării e de câteva zeci de miliarde, deja ăla 10% e bugetul dumneavoastră pe tot anul. În timp s-a rezolvat, deci noi, ca și contribuție, ne-a mai rămas sub 1000 de lei, contribuția noastră proprie. De achitat. Da, de plătit dirigenția de șantier, care nu... Asta o faceți cu dirigenția. Ne-am asumat-o noi, da. Am continuat investiția la Biserica la Valea. Da, să terminăm cu apa, că e important. Când va fi gata? Când vor avea oamenii apă la asta? Sunt convinsă că vor să știe. Când vor avea apă la robinet? Și eu abia aștept și sper că dacă gata. În primăvară să funcționeze rețeaua, dar după aceea o să începă branșamentele la... Da, dar măcar să fie acolo apa, că pe urmă și face fiecare branșamentul. Și dacă timpul ne permite, v-am zis... În 2 săptămâni sperăm să introducem apa în rețea. Doamne ajută! Ia uite, zice că ați promis că faceți echipă de fotbal și de unde aveți bani pentru a suporta deplasările? Ne mulțumește telespectatorul sau telespectatoarea. Da. Ați promis în campanie că faceți și echipă de fotbal sau nu în campanie? Nu de promis... Eu sunt un iubitor al sportului, am practicat sportul, mai multe discipline și... Ce sport fotbal. Ați practicat? Păi începând de la box, lupte și fotbal. Fotbal a fost ultima și mi-a plăcut și la nivel de localitate am înființat echipa în 1984. Da? Echipa care este și acum în campionatul județean. Adică dumneavoastră, nefiind primar și n-având nicio treabă cu autoritatea publică locală, dumneavoastră ați înființat echipa? Da, în 1984 echipa, la inițiativa mai multor persoane din sat și din comună, a înființat echipa. Era pe timpul dinainte. Fostului primar sau foștilor primari. Timpul pe timpul lui Ceaușescu, aveți exact, dreptate. 84. El e de vină. Nu. Și a mers foarte bine rezultat. Dar pe vremea aia era încurajat sportul de masă, se numea. Dar tot cu finanțarea, tot de la noi a fost. Cum adică tot de la dumneavoastră? Grupul nostru. Păi niciodată echipa n-a fost... N-a fost susținută de primărie. Buget, da, n-a avut. Nici acum n-are? Nici acum nu are. Și vă întreabă telespectatorul de unde suportați deplasările. De 2 ani de zile am mers pe 2%. Există un ONG care colectează acei 2%. Da, e o asociație sportivă non-profit. Asociația sportivă. Non-profit care... Și da. Cine dorește să doneze cei 2%, iată răspunsul foarte clar pentru telespectatorul nostru sau telespectatoarea, 2% din impozitul pe venit, orice cetățean are voie să-l doneze. Și probabil că ați găsit persoane care... N-am găsit suficient, dar oricum... Se mai cunoaște. Da, ne ajută. Sponsor ați găsit? Nu, păi nu, în ziua de azi nu te sponsorizează nimeni, nu face niște cheltuieli. Sau cine? Familiile sunt tineri, sunt adulți în echipa de fotbal? În primul rând avem și tineri, avem și adulți care s-au ținut de echipa ani de zile. Echipa e susținută de mine, de familia mea, în primul rând. Am soția care e asistenta echipei și nu o plătiți, face voluntariat. Alte echipe, da, plătesc la 500 la 1 milion de meci.
transportul, când ies să merg cu amândouă mașinile ale mele, m-am... Da, e o pasiune a dumneavoastră, da, sportul și ați susținut echipa. Jucătorii de fotbal, eu plăcesc să mergem și deplasări și meciurile de acasă. Deci răspunsul este că nu se cheltuie bani de la bugetul local pentru echipa de fotbal? Absolut niciun, niciun leu. Niciun leu. Putem absolut verifica? Pe verificate? Pe verificate. Foarte bine. Iată ce bine e să veniți la emisiuni, domnule primar. Uite, oamenii au întrebări pentru dumneavoastră. E pentru și, da, am o întrebare. Dacă cetățeanul care i-ați dat acest răspuns vine la primărie, puteți să-i... știu eu, să-i dovediți că nu s-au cheltuit bani pentru echipa de fotbal? Da. Că n-au fost alocați niciun buget exact, și că nu s-au cheltuit? Exact. Puteți. Fără probleme. Niciodată. Deci echipa niciodată. Nu am susținut-o din bugetul local sau al bugetul bine, primării. Bine, poate sunt... sportul e un lucru benefic. E un mod de socializare, de dezvoltare, de ocuparea timpului liber, dar dacă reușiți să faceți asta, mai ales fără să cheltuiți bani de la buget, tot respectul, din partea mea, nu știu, te respectatorul. Și la mine e foarte greu să... Dar mă restrâng la anumite activități, nu las sportul. Cât pot să-l duc? Cât noi mai putea, cu părere de rău, renunț la echipă, da. Jucați și dumneavoastră? Nu mai joc de 2 ani. Am avut o problemă, o ruptură și nu... N-am mai putut să mai continui. Și unde? Aveți teren de fotbal? E fostul teren de fotbal al școlii generale. L-am amenajat tot pe timpul de atunci când a fost... am adus din carieră utilaje de l-am nivelat, am pus gazon pe el. A fost îngrădit la vremea respectivă. A dispărut din gard, s-a refăcut de... Deci, fostul primar. Deci iată că se poate și cu voluntariat întreține o echipă de fotbal. Greu. Greu, dar se e poate. O plăcere. E o plăcere. Că dacă am luat de undeva într-un buget, ar fi și pretenții. Pe când ne folosim bani din altă sursă, jucăm de plăcere și... Foarte bine. Facem din plăcere. Cum se cheamă echipa, că nu rețin, știu că vorbisem la un moment dat. Unirea Bolboș. Unirea Bolboș. Da. Și sunteți în? În campionatul județean. În campionatul județean. Da. Păi spor la treabă, vă urăm și cu echipa. Și acum să ne revenim la planurile pentru 2015. Spuneați că apa e în 2 săptămâni gata? Apa e pe final. Dați drumul la apă pe conductă în 2 săptămâni? Sperăm să... Sperați. Depinde de vreme. Depinde dacă de apar intemperii, apare zăpada sau alte fenomene, îngheț sau e mai greu să... Nu. Toate satele comune, 7 câte sunt, au rețea de apă? Nu, rețeaua numai pe 5 sate. 5 sate. Da. Și veți, pentru celelalte 2 v-ați făcut planuri? Pentru celelalte sunt proiecte făcute, dar să vedem finanțarea. Da, da, da. Deci e bine că sunt vorba făcute de tot proiecte. O finanțare, tot guvernamentală sau din fonduri europene. Dar ideea e de a merge mai mult pe infrastructură, pe drumuri, unde pe drumul circulă. Chiar ni s-a împodmolit și nouă un coleg acum câțiva ani. Asta e dorința mea. Pe când la o alimentare cu apă, nu toți au posibilitatea să racordeze sau nu toți au posibilitatea să și plătească. Sau poate n-au dorință, că dacă n-au posibilitatea, preferă să ia apă din fântână, nu? Noi suntem și o comună cu un șomaj ridicat, suntem aproape a doua comună din județ ca nivel de șomaj. Și cred că prima cu cele mai mari probleme și cele mai mari datorii. Păcat că... Se spune, e bine să te întinzi cât îți e plapuma. Se pare că cei dinaintea dumneavoastră nu s-au întins. S-au întins mai mult decât le era plapuma, din păcate. Și dumneavoastră aveți de tras acum. Din dorința de, nu știu cum, de a face... De a se ține de cuvânt legat mai, de da, ce au spus în campanie. De a face cât mai mult, dar mai rău a încurcat lucrurile decât să... Pentru că mai trebuie și plătite lucrările. O investiție, două sau... Dar să le duci până la capăt decât să faci... Și să le și plătești. 40-50. Foarte important. S-au făcut fără să le duci până la capăt și fără...
Asta ducându-le până la capăt înseamnă să le și plătești. Să le plătești, să le pui în funcțiune. Că așa de făcut datorii oricine poate să facă și știe să facă. E simplu de a face datorii. Imediat se rezolvă. Cel mai ușor. E mai greu. Cel mai ușor e să le faci. Mai sunt 4 minute de emisiune, așa că am să vă rog să concentrăm ideile cu liniuța, așa, cam ce faceți anul ăsta cu puțini bani care rămân după cheltuielile de funcționare? În primul rând... În 2015, cum am zis, plec de la infrastructură, achiziție de piatră. Am făcut și anul trecut, am făcut mai puțin. O să triplăm achiziția de piatră ca să satisfacem toate solicitările. În care sate veți spune piatră, veți face piețuit? E necesar cam în toate satele. Toate? Cât la sută din drumurile comunei sunt asfaltate, în afară de drumul județean care traversează comuna? Păi din 26 de kilometri avem 5. Asfaltate. 21 de kilometri de neasfalt. Și, da, drum cu neasfaltat. Înseamnă că aveți multă treabă acolo. Și este. Destul de mulți bani vă trebuie, pentru că până... Cât costă un kilometru de asfalt? Era 4 miliarde reparat unui kilometru de asfalt acum vreo câțiva ani. Ca să faci un kilometru de asfalt nou, eu n-aș da mai mult de 3 miliarde nou. Fiindcă pe drumurile sătești lățimea benzii e de 3 metri. Stratul nu-i cu pretenții, nu circulă utilaje și mașini grele. Și l-aș face când mai costuri mai mici și când mai mulți kilometri. Asta corect. E ideea. Scurt, mai avem un mesaj. Domnul primar are dreptate cu echipa de fotbal, deoarece dânsul și câțiva prieteni susțin financiar această echipă. Și semnează Ion. Mulțumim, domnule Ion, că vă dați și identitatea, chiar dacă nu integral. Bănuiesc că oamenii din localitate știu despre cine e vorba. Dar vă întreb, de unde luăm banii pentru drumuri? Și v-ați gândit și la asfalt? Da. Deci pietruirea am înțeles, faceți, dar asfalt? Pietruirea, desigur, o facem. Avem un excedent. În ultima lună din decembrie am primit de la guvern 1 miliard pentru echilibrare de buget. Buget, da. Și reușiți să-i mai cheltuiți, că suntem în ianuarie. Păi ne-a rămas în excedent. A, deci nu-i pierdeți. Da. Nu s-au pierdut. Deci n-am pierdut absolut... Nu sunt eu familiarizată cu toți termenii, de-aia am vreo precizare. N-am pierdut absolut niciun leu din excedent. Deci v-au rămas și îi folosiți la ce? Excedent, plus și ne-a mai rămas 9 miliard și din bani necheltuiți de noi în 2014. Și veți face pietruiri sau vă apucați de asfalt? În primul rând pietruiri, ca să aducem cât de cât... Să nu mai fie noroi, în primul rând. Și după aceea avem proiecte și pentru satul Bolboș, avem un proiect de actualizat pentru asfaltare. De unde luați banii pentru execuție? Numai banii, numai fonduri guvernamentale? Numai guvern, da? Sau fonduri, țin să vă informez că la nivelul zonal ne-am integrat într-un gal de Cerovine de Gorj, unde suntem 14 localități, lucrăm la o strategie de dezvoltare. Fără strategia de dezvoltare nu se pot accesa fonduri în cadrul galului și în acest gal avem și privații din comună care pot să-și realizeze proiecte și să ducă la bunăstarea. Și în momentul în care se va termina strategia, aveți deja niște anumite lucrări pe care doriți să le faceți în cadrul galului la dumneavoastră în comună, s-au stabilit? Da, avem și noi ca și instituție. Ce anume? În primul rând să modernizăm târgul săptămânal. L-am început din bugetul local, dar sume mici. Cunoscutul târg de la Bolboș? Cunoscutul târg de la Bolboș, da. Să-l modernizăm, să creăm o piață de desfacere pentru agricultori din comunele noastre, din comunele vecine și după aceea să continuăm cu alimentarea cu apă, tot în cadrul galului, să încercăm în să accesăm celelalte sate. Celelalte sate, canalizări. Tot în gal? Canalizarea? Da, se da? Pot până la 200.000 de euro să pot accesa. Și era vorba de școală într-un mesaj?
A, dumneavoastră ați spus că vrea să faceți o școală. Da, o avem ca și proiect pe 2015 să extindem un local de școală, avem două săli în el, să mai facem încă două ca să comasăm toți elevii 5-8 într-un singur local de școală. Uh-huh. Am montat centrala termică în iarnă și școală și căminul cultural. Țin să vă anunț că la căminul cultural am făcut reparațiile interioare care arăta foarte, foarte rău. Și se poate folosi acum? Am rămas la mobilier și și mai avem la exterior la el și să-l alimentăm cu energie electrică, fiindcă a fost debranșat de la energie electrică. De asemenea, avem tot pe infrastructură podul de la Valea 2, un pod care a început să ne creeze probleme, și un pod la Bălăcești început la fel și neterminat. Sunt foarte necesare și trebuie finalizate. Și pentru poduri, domnule, luați bani? Și din bugetul local și tot la fel să punem osul la treabă, să accesăm fonduri. Asta vă urez să faceți asta, mai ales că emisiunea s-a terminat, din păcate, și uite, cu toate că nu sunt bani, aveți multe, într-o oră abia am apucat să spunem ce aveți de gând să faceți în 2015, eu mă gândeam că o să povestim și pentru cincinale următor, cum era odată vorba, dar nu e nicio problemă că mai veniți pe la noi, zic da, eu. Da, le terminăm în altă emisiune. Le terminăm în altă emisiune, foarte, foarte bine. Nu să rămâne la stadiu ăsta, să mergem înainte cu alte investiții și cu alte proiecte. Domnule primar, mulțumesc mult pentru prezența în studio. Sper să veniți și altă dată să vă placă la ENSA TV. De altfel, ne-ați invitat la sărbătorile dumneavoastră și ne-a plăcut foarte mult la Bolboș. Aveți așa un spirit de comunitate acolo. Oamenii se adună, fac împreună lucruri în particular. Adică foarte frumos. Aveți niște sărbători pe care le țineți acolo. Foarte frumos. Da, oameni cu oameni care păstrează tradiția, oameni care joacă fotbal împreună fără să cheltuiască bani publici. Exact. Felicitări. Cu bani puțin, uite că se poate, dragi telespectatori, și vă urăm să ieșiți din procese, să le câștigați și să vă apucați de treabă, să vă ajungă banii, să faceți toate lucrările pe care le-ați promis în campanie, spune telespectatorul. Și eu îmi doresc să am liniștea asta ca să pot să... Să lucrați. Da, să mă apuc de altă construcție. Să nu mai stați prin procese. Exact. Și noi vă mulțumim și că sunteți întotdeauna alături de Comuna Bolboș. Cu mare drag. La orice... Oricând. Și vă așteptăm. Și la bune și la rele vă suntem alături, pentru că comunicarea este cel mai important lucru. Exact, da. Și vă așteptăm și lucruri mai bune. Să dea Dumnezeu. Să tăiem panglici toată ziua. Nu. Bine. Nu să tăiem, să fie mulțumiți. Să fie gata lucrarea. Fără panglici, fără... Bine, panglicile nu le luăm. Da. Mulțumesc pentru prezență, domnule primar, și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. O seară bună.